Aveți un slogan nou, hashtag, aducem performanța acasă. Ne puteți detalia conceptul? Aceste trei cuvinte exprimă clar și simplu ceea ce facem noi acum. Mai pe larg explicat, construim un spital de la zero, ceea ce ne permite să creăm o unitate medicală cu o infrastructură medicală corectă, respectând fluxurile firești pentru astfel de unitate. Ceea ce face ca lucrurile să fie mult mai simple decât reconvertirea unui spațiu sau renovarea unei clădiri existente. Așadar, avem circuite și standarde moderne din start. Avem un constructor, un antreprenor general din București, cu experiență vastă în zona de construcție de spitale iar sub antepriză sunt peste 20, 20, peste 20 de parteneri cu experiență specifică în zona de instalații, instalații de gaze medicale, instalații din zona de tratare a aerului și alte uh, lucruri specifice unui spital. Am reușit într-un an și jumătate să construim 6500 de metri pătrați de spital, uh, cu două buncăre de radioterapie, șase niveluri, compartiment de imagistică de înaltă performanță, compartimente, secții cu paturi, policlinică, laborator de cateterism cardiac, cateterist cardiac, sală de operații și terapie intensivă. Proiectul include și un centru de pregătire și cercetare medicală, și în plus am reușit să realizăm niște sistematizări pentru spațiul de parcare pe o suprafață de peste 13.000 de metri pătrați cu peste 300 de locuri de parcare și spații verzi. Clădirea pe care o pregătim pentru nou spital va fi dotată cu echipamente medicale de înaltă performanță, care reprezintă vârf de gamă de la furnizori renumiți în domeniu. Câte locuri de muncă noi se creează la OCH, la ce număr total de angajați și colaboratori veți ajunge? Ne așteptăm ca după un an, maxim 2 ani de activitate, să ajungem la peste 700 de angajați și colaboratori, iar deschiderea noii clădiri facilitează a, între 250 și 300 de noi locuri de muncă. Se găsește personal calificat în zona Dobrogei. Din fericire, în Constanța există facultate de medicină generală, iar noi la OCH avem mulți medici care sunt foști absolvenți ai acestei universități și chiar unii dintre ei sunt și cadre universitare în cadrul facultății. La fel și din, în zona de personal mediu, sunt tot absolvenți din Universitatea Ovidiu sau din alte școli de profil. Uh, și totodată noi suntem un spital de top, zicem noi, în România și suntem interesați ca uh, din echipa noastră să facă parte și uh, medici din alte centre universitare. Astfel că avem uh, mulți avem mai mulți colaboratori din alte centre universitare cum ar fi București, sau Târgu Mureș, sau Iași, care vin periodic la Constanța și uh, operează sau oferă consultații și alte servicii medicale pacienților constanțeni. Investiți în calificarea personalului, ca aici era. Investim constant în calificarea personalului, chiar și acum, odată cu deschiderea noului spital, pe lângă instruirile constante pe care le facem noi în cadrul spitalului, avem personal care au plecat pentru pregătire, mai ales în zona de cardiologie intervențională într-un centru renumit din Germania, care se numește Helios Clinicum, unde s-au familiarizat cu procedurile de cardiologie intervențională, au pus la punct protocoale și proceduri medicale și au venit de acolo cu know-how specific pentru zona asta de cardiologie intervențională. Pe partea de radioterapie, de exemplu, la fel, dincolo de trainingurile puse la dispoziție de către furnizorul echipamentului, avem o colaborare cu Centrul de Oncologie Sfântul Nectarie din Craiova, care este cel mai mare centru de oncologie din zona de sud-vest a țării. Personalul nostru din laboratorul de radioterapie s-a aflat constant acolo în ultima perioadă pentru a se pregăti pe această zonă. Ce personal aveți pentru noile centre din OCH, respectiv cardiologie și oncologie cu radioterapie? Pentru Centrul de Cardiologie Intervențională și Chirurgie Cardiacă al OCH, pe zona de cardiologie intervențională, revin în țară, alături de noi, în acest proiect, doi medici cu Constanțeni. Care vreme de 12 ani au făcut carieră în centre renumite din Germania, chiar au deținut acolo funcții de conducere în zona, de, în zona medicală. Este vorba de doctorul Valentin Leica și doctorul Sebastian v Vasilescu. Aceștia vor fi liderii zonei de cardiologie intervențională în noul proiect, și alături de ei vor veni și alți cardiologi care vor completa echipa. Pentru deschiderea centrului, de exemplu, am avut personal medical din rândul asistenților, personal mediu, care au fost în training în Germania, într-un centru renumit. I-am convins pe acești doi medici să vină să facă performanța acasă și să punem bazele unui serviciu solid de cardiologie intervențională acolo unde colegii noștri au fost la training au găsit dotarea tehnică specifică la fel ca cea pe care o vom avea și noi în spital. Este vorba de un angiograf de ultimă generație care este vârful de gamă de la Siemens, se numește Siemens Artis Iconoflor. Drept urmare, acești medici, găsind la noi condițiile propice pentru a-și face meseria, decid să se întoarcă în țară. O să avem și un serviciu de chirurgie cardiacă, chirurgie cardiovasculară, cu echipe medicale experimentate. Pe lângă, acea, pe lângă acest serviciu, o să avem și o terapie intensivă în plus față de cea care deja funcționează în cadrul OCH, o terapie intensivă cu 10 paturi, care este dotată și proiectată pentru a, astfel încât să respecte criteriile, criteriile de a obține nivelul maxim de competență pe zona de terapie intensivă, putând asigura suport avansat pentru pacienți cu boli cardiovasculare și nu numai. Legat de centru de oncologie și radioterapie, Aici avem, vom avea o echipă experimentată de medici oncologi și hematologi și radioterapeuți, iar liderul echipei va fi doamna profesor Mazilu, un medic oncolog cu vastă experiență în domeniu, recunoscut la nivel național, și vom avea o echipă solidă de radioterapie care va fi este relocată din centre cu tradiție din România. Când deschideți noul spital? Ne așteptăm să deschidem în primăvară acestui an, la început de aprilie, și sperăm să se întâmple asta, pentru că în zona aceasta Dobrogei, în zona aceasta țării, în Dobrogea, există o nevoie acută de astfel de servicii medicale. Și așa cum ne-am asumat încă din 2014, de când am deschis primul spital, am investit constant în oameni, am investit constant în clădiri și echipamente, astfel, astfel ne dorim să aducem performanța acasă.